S-a dat startul vaccinării în centrele mobile. De astăzi, mai multe județe din țară vor beneficia de containere care vor fi amplasate în principal în mediul rural, acolo unde nu există spații special amenajate pentru imunizare. Astfel, cei care își doresc să se vaccineze, dar nu pot să se deplaseze zeci de kilometri, vor avea acum acces la vaccin chiar în localitatea lor. De asemenea, în unele zone vor fi trimise echipe mobile. Câte centre mobile sunt și unde au fost deschise, știe reporterul Observator Emma Schwenninger. Bună ziua, Mihaela, bună ziua, doamnelor și domnilor! 20 de centre mobile de vaccinare au fost trimise în mai multe județe ale țării, dar funcțional este doar cel care a ajuns în Afumați, județul Ilfov. O comună cu 9.000 de locuitori, 1.000 dintre ei s-au imunizat în alte orașe, dintre ceilalți 2.500 s-au înscris pe listele de așteptare ale medicilor de familie și urmează să fie imunizați zilele următoare. În acest centru mobil de vaccinare vor imuniza medici și asistenți de la Spitalul Militar, timp de 12 ore pe zi, de la ora 8 la 20. Containerul a fost amplasat în curtea unei școli din comună, este racordat la utilități, există o zonă de așteptare și o zonă în care oamenii pot rămân 15 minute după ce li se administrează serul. În cazul în care apară reacții adverse, personalul medical va interveni imediat. În comuna Marpod din Sibiu, primăria a pus la dispoziția echipelor mobile căminul cultural. Oamenii au început să vină încă de dimineață, iar singura condiție impusă de autorități a fost ca cei care se imunizează să aibă domiciliul pe raza comunei. Astăzi am început campania de vaccinare folosind echipa mobilă a Spitalului Militar Sibiu. În colaborare cu autoritățile locale, cu primăria, am identificat persoanele greu deplasabile și cu ajutorul altor unități din garnizoana Sibiu, a colegilor de la ISU, de la ambulanță, ne-am deplasat aici unde am început să vaccinăm. Cei mai mulți care au ales să se imunizeze sunt pensionari. Mulți sunt singuri și nu se descurcă cu tehnologia pentru a se programa și nici nu puteau ajunge la centrele situate la zeci de kilometri distanță. Și din 15 ianuarie tot încerc și nu m-am putut programa și astăzi am reușit că la noi în comună s-a organizat acest lucru. Foarte bine. Cu inițiativa asta mie mi se pare foarte bună, în special pentru oameni în vârstă care nu se pot deplasa și până la Sibiu sunt 32 de kilometri, deci e greu să și care n-au mașină. Pentru prima zi de vaccinare au fost pregătite 100 de doze de vaccin Moderna. Toată săptămâna echipa mobilă va rămâne la Marpod, iar apoi se va muta în alte localități din județ. În comuna Negru-Vodă din Constanța, tot medicii militari sunt cei care au sărit în ajutorul oamenilor. Aici exista un centru de vaccinare în care primăria a investit 70.000 de lei, însă zăcea nefolosit din cauza lipsei de personal medical. Negru-Vodă avem decât 2 medici de familie la o populație de 5.876 de persoane. Două cabinete, atât sunt. Ei sunt supra-solicitați. Am căutat medici, dar nu am reușit să-i mobilizăm pe nimeni. Județul Constanța este pe ultimele locuri în ceea ce privește procentul oamenilor care s-au vaccinat. Pentru o primă zi a existat un număr inițial de 51 de doritori, dar fiind văzând activitatea deschisă, s-au mai înscris și au mai exprimat dorința și alți locuitori ai localității să se vaccineze. Și oamenii care nu se pot deplasa vor putea beneficia de vaccin. Echipa mobilă va ajunge la ei. Trebuie doar să-și facă anunț în serviciul de asistență socială la primărie și, bineînțeles, cu programare vom ajunge și la ei acasă. 20 de centre mobile de imunizare aflate sub conducerea Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale funcționează de astăzi în localități izolate sau greu accesibile din toată țara.